Bine ați revenit la Lumea nu este cum crezi. În multe comentarii la materialele mele legate de energie și mai ales de perpetuum mobile, mi se reproșează sau obiectează că ceea ce spun este doar teorie. Și mi se spune în cuvinte diferite, dar întotdeauna cu același înțeles, că teoria e teorie și practica e practică. Această concepție despre teorie nu poate veni decât de la cei cu foarte puțină educație științifică și voi încerca azi să demonstrez acest lucru. Dar pentru că sunt foarte multe de spus aici, am împărțit materialul în două. În prima parte, cea de azi, voi explica prin ce se deosebește teoria științifică de alte teorii, iar în al doilea material voi vorbi despre metoda științifică. Întâi să vedem cum definesc dicționarele teoria. Am ales să vă prezint definițiile pe care ni le dă Dex Online, pentru că sunt accesibile tuturor, le puteți verifica ușor. Avem acolo patru categorii de definiții. 1. Răspuns sau soluție la o chestiune filozofică sau științifică, bazată pe dovezi și coordonată sistematic cu alte răspunsuri într-un întreg doctrinar. Interpretare bine întemeiată a dovezilor. Sau formă superioară a cunoașterii științifice care mijlocește reflectarea realității. Sau sistem de principii obținut prin generalizarea experienței care constituie baza unei științe, a unei arte, a unei concepții despre lume. A doua definiție, oricare dintre încercările de a explica același set de fapte sau aceeași problemă sau ansamblu sistematic de idei, de ipoteze, de legi și concepte care descriu și explică fapte sau evenimente privind anumite domenii sau categorii de fenomene. A treia, partea teoretică a instrucției militare. Și a patra, cunoaștere speculativă, ideală, independentă de aplicații. După cum vedeți, avem aici patru înțelesuri diferite ale cuvântului teorie. Și de aici vin, cred eu, unele confuzii legate de noțiunea de teorie. A treia definiție, cea legată de instrucția militară, nu ne interesează aici, nu voi discuta despre ea. A doua are un caracter foarte general și se referă mai degrabă la alte domenii, nu la știință, așa că putem să o lăsăm deoparte. Am rămas cu două înțelesuri foarte, foarte diferite. Teoria pe care o folosesc eu pentru a explica diferite fenomene și dispozitive este teoria științifică și ea este descrisă de prima definiție. Să mai citim o dată. Răspuns sau soluție la o chestiune filozofică sau științifică bazată pe dovezi și coordonată sistematic cu alte răspunsuri într-un întreg doctrinar, interpretare bine întemeiată a faptelor, a dovezilor. Sau formă superioară a cunoașterii științifice care mijlocește reflectarea realității. Sau sistem de principii obținut prin generalizarea experienței, care constituie baza unei științe, a unei arte, a unei concepții despre lume. Observați ce diferență uriașă este între cele două. Ultima este o cunoaștere speculativă, care nu se bazează pe dovezi, o cunoaștere ideală, ruptă de realitate. Și dacă vă gândiți un pic, vă dați seama că ați întâlnit o grămadă de astfel de teorii. Eu am auzit, de pildă, că o ceapă îți poate arăta cum va fi vremea anul viitor. Fiecare strat de ceapă îți arată cum va fi vremea într-una din lunile anului viitor. Un strat pentru ianuarie, unul pentru februarie și așa mai departe. Sigur, trebuie să știi cum există o tehnologie. Păi dacă e așa, de ce mai plătim meteorologi? E mult mai ieftin să sacrificăm câte o ceapă din când în când. Am mai auzit, să vă citesc o listă prescurtată pe care am făcut-o, că
Dacă nu mănânci pâine, îți curge nasul, că fazele lunii ne influențează comportamentul, că pământul este gol în interior și acolo locuiesc alte ființe, că mașinile pot folosi apă drept combustibil, că poți ghici viitorul unui om după liniile din palmă, că poți să te vindeci cu cristale sau cu magneți sau cu apă chioră, că organismul trebuie detoxificat, că poți mișca obiecte de la distanță fără să le atingi, că există telepatie, că o mulțime de obiecte ciudate ale extraterestrilor zboară prin atmosfera Pământului, că unii pot detecta apă, minerale, pietre prețioase și altele folosind doar niște bețe din lemn, că există fantome, că unii pot să stea în aer, să leviteze, că există energii pozitive și negative care ne influențează și care se plimbă brambura prin univers, că timpul curge din ce în ce mai repede, că se pot realiza dispozitive perpetuum mobile și multe, multe altele. Acestea sunt toate exemple de teorii speculative, teorii care nu se bazează pe nimic. Și acum să vedem ce înseamnă teoria științifică. Teoria științifică se bazează pe dovezi și este o generalizare a experienței. O teorie științifică este o emanație a practicii, a experimentului, a măsurătorilor, a observației. Dacă mii și mii de oameni fac zeci de mii de experimente sau observații care arată toate aceleași relații între două categorii de fenomene, atunci relația respectivă devine o parte a unei teorii științifice. De pildă, fizicienii au observat că dacă un circuit electric este parcurs de un flux magnetic variabil, atunci în circuitul respectiv apare o tensiune electrică, pe care o numim tensiune indusă. Și am făcut măsurători pentru a vedea cum depinde această tensiune indusă de fluxul magnetic, de viteza de variație a fluxului magnetic și așa mai departe. Au mai observat că în jurul conductoarelor parcurse de curent apare un câmp magnetic. Și din nou am făcut tot felul de măsurători ca să vadă cum depinde acest câmp magnetic de intensitatea curentului din conductor, de distanța până la conductor, de mediul în care se găsește conductorul și așa mai departe. Alți fizicieni au observat alte fenomene electrice și magnetice și au făcut alte măsurători. Și după ce mii de fizicieni au făcut zeci de mii de observații, experimente și măsurători, fizicianul James Clerk Maxwell a reușit să elaboreze o teorie, plecând de la toate aceste experimente, măsurători, observații. Teoria lui poate fi sintetizată în patru ecuații care se numesc ecuațiile lui Maxwell. Și aceste ecuații descriau și descriu în continuare absolut toate fenomenele electromagnetice. Le descriau atunci când au apărut, chiar și pe cele care nu erau cunoscute. De pildă, aceste ecuații arată că există unde electromagnetice, dar la data la care au apărut, nimeni nu știa că există așa ceva. După cum veți vedea în materialul următor, o teorie științifică însă poate face predicții, ne poate arăta că există fenomene pe care nu le cunoaștem încă și le poate descrie fenomenele respective. O teorie științifică ne poate arăta ce se va întâmpla într-o anumită situație. Nu e nevoie să mai facem cât un experiment pentru orice situație. De fapt, asta facem când rezolvăm probleme de fizică. Aplicăm o teorie unui set de condiții și putem calcula ce se va întâmpla în acele condiții folosindu-ne de teoria științifică a fenomenului respectiv. Și faptul că obținem prin calcul aceleași rezultate pe care le obținem dacă facem efectiv experimentul și facem măsurători, arată că teoria este corectă. Deci, teoria științifică este copilul practicii, copilul experienței. Este absurd să spui atunci când vorbești despre teoria științifică, teoria e teorie și practica e practică, pentru că teoria științifică este o emanație a practicii, a experimentelor, a măsurătorilor, a observațiilor. Iar teoria științifică nu este bună doar la rezolvarea problemelor. Ea este foarte folositoare, pentru că ne arată
ce experimente nu mai are rost să facem. Pentru că au fost făcute de mii și mii de ori, de mii și mii de fizicieni, experimentatori, în tot felul de configurații experimentale și toate au arătat același lucru. Teoria ne spune care va fi rezultatul unui experiment. N-are rost să-l repetăm de milioane de ori. Pentru că și asta mi se reproșează uneori. Ați făcut dumneavoastră experimentul ca să vedeți că e așa? Păi n-are rost să-l fac. L-au făcut alții de mii și mii de ori înaintea mea cu o aparatură mult mai precisă și mai sofisticată decât aș avea eu la îndemână. Are rost să lăsăm o piatră din mână să vedem dacă va cădea? Nu. Ar fi pierdere de vreme. Avem o teorie care ne spune ce se va întâmpla. Iar teoria pleacă de la observațiile și experimentele care s-au făcut de-a lungul timpului. Are rost să încercăm să realizăm un perpetuum mobile? Nu. Este aceeași pierdere de vreme ca în cazul în care lăsăm pietre din mână să vedem dacă vor cădea sau nu. Și asta pentru că principiile termodinamicii au fost găsite experimental. Sunt o generalizare a ceea ce ne arată practica. N-au fost inventate de cineva. Iar principiul întâi al termodinamicii are o consecință care se numește conservarea energiei, legea conservării energiei. Energia nu poate fi nici produsă și nici consumată. Nici un experiment n-a arătat vreodată că ar fi posibil așa ceva. Și atunci, dacă au fost făcute mii și mii de experimente cu aparatură sofisticată și de către echipe de specialiști, fizicieni experimentatori, și toate au arătat același lucru, și anume că nu se poate realiza un perpetuum mobile. Cum poți să crezi că tu, cu mijloace incomparabil mai modeste și cu pricepere incomparabil mai puțină, ai putea demonstra că toți s-au înșelat, toți au greșit? Nu este asta o totală lipsă de modestie? Un lucru, până la urmă, absurd. Dar, în afară de necunoașterea înțelesului noțiunii de teorie științifică, mai sunt două lucruri legate de istoria științei care încurcă pe oameni atunci când vine vorba despre teorie. Primul, unii susțin că multe teorii științifice s-au dovedit de-a lungul timpului greșite. Și atunci spun ei, poate că și termodinamica, electromagnetismul sau teoria gravitației, teoria relativității generale sunt greșite. Și al doilea, alții ne spun că de-a lungul timpului mulți au inventat sau descoperit acasă lucruri despre care teoria nu spunea nimic, așa că și ei ar putea să facă la rândul lor același lucru. Ei bine, în partea a doua a acestui material voi arăta că ambele afirmații sunt greșite. Deocamdată voi spune doar câteva lucruri despre cele două afirmații. Prima afirmație se bazează pe un neadevăr. Nici o teorie științifică nu s-a dovedit vreodată greșită. Cele care s-au dovedit a fi greșite n-au fost teorii științifice, adică nu s-a ajuns la ele prin metoda științifică, despre care voi vorbi în a doua parte a acestui material. Așa cum am spus și cu alte ocazii, singurul lucru care se poate întâmpla cu o teorie științifică este acela că ea poate fi înlocuită cu alta mai generală sau mai precisă. Dar noua teorie nu va contrazice vechea teorie, nu va spune că era greșită, ci va aduce ceva în plus. Nu va spune că ceea ce ați crezut până acum era greșit, pentru că n-am crezut nici în vechea teorie. Am găsit-o tot prin experimente și măsurători. A doua afirmație este greșită deoarece uită că știința progresează. Până acum, să spunem, 150 de ani, încă se mai putea descoperi sau inventa ceva acasă, de un amator între ale fizice și cu mijloace artizanale. Dar acest lucru nu se mai poate întâmpla azi. Gândiți-vă la următoarele. Când eram copil, unii mai aveau încă aparate radio cu galenă
În fotografie vedeți un model din anul 1922. Dacă vreți să știți despre ce e vorba, vă recomand materialul video de pe YouTube Radio cu Cristal de Galenă, găsiți linkul în descriere. Acolo puteți vedea principiul de funcționare al unui astfel de aparat. Apropo, acest aparat radio le va plăcea la nebunie adepților conceptului de free energy, pentru că nu are nevoie de baterii. Dar, bineînțeles, nu pentru că produce energie, ci pentru că și ia energia necesară de la undele radio pe care le detectează. Însă nu asta ne interesează acum, ci faptul că, după cum puteți vedea în videoclipul pe care vi l-am recomandat, acest aparat este atât de simplu încât poate fi făcut de oricine acasă și poate fi reparat de oricine tot acasă. Ei, azi puteți să reparați un aparat de radio modern acasă? Nu, decât dacă aveți un adevărat atelier. La fel era cu primele automobile și multe altele. Și așa este și cu invențiile și cu experimentele. Până când știința și tehnologia erau la un nivel relativ scăzut, mai puteai inventa și descoperi câte ceva cu mijloace artizanale, acasă, în garaj sau în pivniță. Dar experimente și cercetări făcute cu tehnologia modernă nu mai pot fi realizate acasă, artizanal. Tot ceea ce se putea descoperi prin mijloace de amator a fost descoperit de mult. Toate experimentele importante din fizică au fost făcute de-a lungul timpului și până azi cu aparatură atât de sofisticată și de precisă, încât n-ai cum să dovedești prin mijloace de amator că rezultatele lor ar fi greșite. În concluzie, la prima parte a materialului despre teorie practică și perpetuum mobile. Teoria științifică se bazează pe dovezi, pe multe dovezi obținute prin experimente extraordinar de sofisticate și precise, fiind deci o generalizare a practicii, a experienței. Toată știința se bazează pe practică, adică experiment, măsurare, observare. Afirmația teoretică așa ar trebui să fie, dar practic nu e așa, este absurdă dacă se referă la o teorie științifică. Ce fel de teorie este cea care nu descrie corect realitatea? În niciun caz nu este o teorie științifică. Iar în ceea ce privește dispozitivele perpetuum mobile, teoria științifică, adică practica, experimentul, măsurătorile, arată că nu se poate realiza așa ceva. Nici cu magneți, nici cu bidoane și țevi, nici prin descompunerea și recompunerea apei, nici cu arcuri și bare elastice, nici cum. Asta ne arată teoria științifică, adică practica. Dacă credeți că dispozitivele care produc energie electrică sau efectuează lucru mecanic, fără a folosi un combustibil și fără a primi vreo formă de energie din exterior, funcționează, atunci lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție, ne revedem la partea a doua a acestui material. La revedere!